Înțeleg că vii de la Malul Mării, unde ai avut o ședință foto. Despre ce este vorba? Poți să ne dai detalii? Da, acum am ajuns de la Constanța și sunt, am intrat așa direct în atmosferă. Am realizat o ședință foto pentru o nouă colecție, Anca Țurcașiu X Atelier Bolero. E o capsulă și creez niște lucruri foarte interesante. Vă invit să intrați acolo pe pagină și să vedeți niște accesorii foarte frumoase. Și ieri, de 1 iunie, s-a născut un colier, colierul Anca, un colier care se poate transforma în 7 feluri diferite de a-l purta. Se pare foarte interesant. Deci ultima dată când am vorbit noi, erai cu designul interior. Da, fac și asta, o să creez și niște piese de design pe partea de accesorii. Spune, cum ți-ai descoperit pasiunea asta cu hainele și cu accesoriile? Că una e să le cumperi, să le porți și alta e să le faci. Eu de copil am crescut într-un garaj unde bunicul meu tăia tablă, tăia cu foarfecă specială tablă și lipea cu cositor petalele pe care le decupa și le picta. Și eu am făcut toată viața mea, toată copilăria mea asta. Am lipit cu cositor și am pictat florii precum să arate cât mai natural cu putință. Cred că de acolo, habar n-am. Dar te pricep la croitorie sau efectiv ideile tale le transpui și le lucrează altcineva? Nu, ideile mele le lucrează echipa de la Atelier Bolero și le gândim și le facem împreună, adică totul facem împreună. Pentru capsula asta a mea chiar am vrut să aduc pe piață pentru doamne, domnișoare, ceea ce n-am reușit să găsesc eu prin magazine și mi-ar fi plăcut să găsesc. Pe plan personal ai trecut recent și printr-un divorț. Cum ai depășit perioada respectivă? Că mă gândesc că nu a fost ușor. Cu Dumnezeu înainte, cu nădejde, cu răbdare, cu speranță, adică toate lucrurile astea, timpul e cel care până la urmă vindecă, e singurul medicament. Te gândești să-ți refaci viața? Normal, sunt în plină formă, forță și deschisă, absolut. Toată lumea are nevoie de iubire, nu? Mă refeream strict la acte, adică la căsătorie, dacă ai rămas cu anumite teme. Never say never. Eu spun că nu, dar mai bine să nu spui nu, că știi cum e. Depinde și universul ce aruncă către tine.